O rutină matinală solidă și sănătoasă reprezintă un factor cheie în starea ta generală de bine, așa că ar trebui să eviți obiceiurile nesănătoase. Felul în care ales să încep fiecare dimineață nu numai că setează atmosfera pentru restul zilei, în timp ce aceste obiceiuri zilnice se adună și influențează modul în care te simți pe termen lung. Dacă ai dificultăți de concentrare, te simți confuz, ai niveluri scăzute de energie și altele asemenea, chiar pentru o funcție cognitivă mai bună ar putea sta în primele lucruri pe care le faci imediat după ce te trezești. Deși există multe obiceiuri sănătoase pe care le poți adăuga în rutina ta pentru a-ți îmbunătăți sănătatea creierului în fiecare dimineață, există și multe greșeli comune pe care ar trebui să le elimini complet, inclusiv câteva pe care le poți face în fiecare zi. Indiferent dacă micul dejun este sau nu cu adevărat cea mai importantă masa zilei, este fără îndoială importantă pentru sănătatea ta, inclusiv pentru sănătatea ta cognitivă. Deși poți sări peste micul dejun în mod regulat, fie pentru a economisi calorii, fie pentru a câștiga timp, acesta este un obicei pe care experții în sănătate spun că ar trebui să le elimini. Lipsa micului dejun poate duce la scăderea energiei, confuzii mentală și ar putea contribui potențial la afecțiuni precum diabetul. Medicii recomandă să începi ziua cu un mic dejun nutritiv care include proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați complexi. Mai mult, nu trebuie să mergi la sală dimineața, dar este crucial să găsești o modalitate de a face mișcare în rutina ta matinală. Dacă vrei să încurajezi un creier sănătos, să reduci confuzia mentală și să previi bolile legate de vârstă, eventual poți face câteva exerciții în confortul casei tale, iar asta nu înseamnă neapărat că trebuie să te agiți peste măsură, ci să încerc strict să spui sângele în mișcare, relatează pe Pungro.